Anul 2013 nu a fost deloc zgârcit la capitolul jocuri bune, iar Sony s-a gândit să-i pună punct cu faimoasa serie Gran Turismo ajunsă la a șasea iterație. Nu numai că acest joc concluzionează perfect ultimele 12 luni de gaming, însă încheie și cu succes cele 15 minute de faimă ale consolei PlayStation 3, viitorul seriei și probabil al tuturor licențelor Sony, fiind clar rezervat generației următoare. Cu toate că a primit un nou număr în coadă, Gran Turismo 6 nu este chiar atât de diferit față de fratele său mai mare, lansat în 2010. Din punct de vedere vizual, în multe instanțe nici nu poți face diferența între cele două titluri, atât traseele cât și vehiculele incluse în joc sunt în mare parte aceleași. Este adevărat că motorul grafic din GT6 este îmbunătățit, însă diferențele sunt evidente fie pe circuitele noi, introduse în serie odată cu acest joc, fie în momentul în care alegi una dintre cele 120 de mașini care nu au mai apărut în titlurile mai vechi. În continuare întâlnim modele de mașini prezente în serie încă de la Gran Turismo 3 și 4, ambele jocuri de PlayStation 2, iar circuitele din aceeași eră au primit foarte puține retușuri odată cu trecerea timpului. Totuși, studioul Polyphony s-a chinuit să ascundă anumite neajunsuri în spatele unor shadere. Este clar că dacă jucați Gran Turismo pentru grafică, ar fi mai bine să vă îndreptați către alte serii, întrucât acest element nu este punctul forte al celebrului simulator. Totuși, trebuie să laud faptul că este unul dintre puținele jocuri de pe PlayStation 3 în rezoluție Full HD care încearcă să atingă 60 de cadre pe secundă și de multe ori chiar reușește. Într-adevăr, hardware-ul învechit din PlayStation 3 a dus la niște compromisuri pe partea vizuală, însă experiența de condus, nucleul seriei Gran Turismo, este mai bună ca niciodată. Există acum un nou motor fizic pentru cauciucuri care oferă o simulare mult mai realistă a controlului față de Gran Turismo 5. Nu aș putea să jur că tot ce vedem în noul joc este 100% realist, însă pe mine cel puțin experiența de șofat m-a convins. Și nu spun asta pentru că mașinile sunt greu de controlat, întrucât nu este cazul, ci pentru că, jucat cu un volan, poți uita că te joci pe o consolă și chiar ai senzația că ești în controlul unui vehicul adevărat. Ce-i drept, dacă știi să conduci o mașină pe străzile orașelor din România, nu poți spune că știi să te întreci în Gran Turismo, însă poți prinde mult mai repede experiență pe circuitele de curse. Dacă aveți Gran Turismo 6 și nu dispuneți de un volan, sugerez să mergeți să cumpărați unul din modelele suportate oficial, chiar și dintre cele mai ieftine. Satisfacția victoriei la sfârșitul unei curse va fi mult mai mare și numai așa veți experimenta acest titlu în modul în care a fost proiectat. Grosul timpului de joc îl veți petrece în modul carieră, unde veți evolua de la probele din seria Novice la National, International și în final Super. Recunosc că pentru acest review nu am reușit să completez întreaga carieră, însă motivul nu este rea voința, ci lipsa de timp. Poți petrece lejer o lună alături de modul carieră pentru a completa toate cursele pe locul întâi, însă nu pentru că sunt foarte multe, ci pentru că unele dintre ele necesită puțin efort. Pentru a ieși pe primul loc în anumite probe va trebui să intri în garaj și să modifici mașina până la cel mai mic detaliu pentru a primi acel mic avantaj față de oponenți. Fiecare mașină poate fi personalizată din punct de vedere mecanic, iar diferențele în gameplay se simt imediat. Probele sunt destul de variate, acestea oferind tot felul de condiții pentru intrare. Unele acceptă doar vehicule dintr-o anumită țară sau eră, altele doar un anume model de mașină, în timp ce pentru anumite probe ai nevoie de tracțiune integrală, tracțiune pe față sau pe spate, modele de mașini cu sau fără turbo instalat sau care depășesc o anumită limită de putere. La acestea se adaugă și cursele de karturi, care sunt mult mai distractive și satisfăcătoare decât par la prima vedere, cât și o serie de probe mai speciale. Acestea sunt fie obligatorii, precum testele pentru licența de pilot care deblochează următoarea serie de curse, fie opționale, menite să destindă jucătorii după lungi curse clasice pe circuit. Varietatea nu este mare, iar numărul acestora este limitat, însă din când în când o cursă în care ai o limită de carburant disponibil sau o vânătoare de jaloane este binevenită. Cu siguranță cea mai nebună astfel de cursă specială este misiunea de pe lună, alături de membrii echipajului Apollo 15. Dacă simularea gravității de pe lună este realistă sau nu, probabil nu vom afla prea curând, însă nu ai cum să nu te distrezi la volanul unui rover lunar. În timp ce experiența de joc este excelentă, există și neajunsuri în Gran Turismo 6, moștenite de la frații săi mai mari. În primul rând, nici acest joc nu oferă posibilitatea de a strica mașinile. Da, unul dintre cele mai realiste simulatoare de curse nu oferă așa ceva nici în 2013. Aparent, fanii dedicației serii nu doresc atât de mult așa ceva încât să merite efortul. Ok, poate aș putea trece peste asta dacă ar exista un damage mecanic pe care nu l-am întâlnit pe parcursul curselor, deși recunosc că nu am stat prea mult să caut prin setări o astfel de opțiune. Mai mult decât atât, efectele sonore ale impactului între mașini sunt jenante, asemănătoare cu sunetele produse de două butoaie de bere care se ciocnesc la viteză mică. Nimeni nu joacă Gran Turismo pentru accidente, ci pentru selecția impresionantă de 1200 de mașini, de la mărci de pe tot globul, pentru circuitele originale exclusive seriei, dar și pentru cele reale, capitole la care jocul nu dezamăgește. Mai mult, Gran Turismo oferă acum un sistem de iluminare în timp real care poate face tranziția de la zi la noapte și care se schimbă în funcție de condițiile meteorologice. Această funcție nu se găsește pe toate circuitele, însă este o adiție importantă pentru serie. Anumite trasee pe timp de noapte pot părea de-a dreptul terifiante de la volanul unor mașini puternice.
Sunt atât de multe elemente în acest joc încât nu pot să acopăr tot într-un simplu review. De altfel, nici nu cred că sunt cea mai avizată persoană care să vorbească în mare detaliu despre Gran Turismo, întrucât acesta este singurul titlu din serie în care chiar am investit timp. Voi aminti însă probele sezonale, care sunt valabile doar pentru perioade de timp limitate, modul online care este subdezvoltat pentru anul 2013, cât și multitudinea de opțiuni de personalizare a mașinilor și chiar a pilotului din joc. Vă voi lăsa însă pe voi să le descoperiți. Gran Turismo 6 nu este un joc perfect, însă oferă exact ceea ce promite. Este un simulator de condus excelent, care reușește în același timp să fie și un joc. Modul carieră este destul de steril, însă are acel factor care creează dependență, întotdeauna oferind ceva nou de făcut. Chiar dacă grafica nu este excelentă, iar daunele realiste încă nu și-au făcut apariția în această serie, cu greu poți găsi un racer la fel de plăcut. Marile avantaje ale lui Gran Turismo sunt în acest moment prețul mic de intrare, o consolă PlayStation 3 fiind destul de ieftină în zilele noastre, cât și abordabilitatea, acesta oferind o experiență la fel de plăcută atât începătorilor, cât și jucătorilor avansați. Fanii seriei sau al genului cu siguranță l-au cumpărat și jucat deja și nu-l vor lăsa probabil până la următorul Gran Turismo de pe PlayStation 4. Cei care nu au avut contacte cu seria până acum ar trebui să fie puțin mai atenți înainte de a-l cumpăra. Gran Turismo 6 nu este pentru cei care se frustrează ușor, pentru cei care sunt obișnuiți cu jocuri arcade sau pentru cei care nu au timp câteva ore la câteva zile să se joace. Aceasta necesită dedicare și răbdare, publicul țintă fiind în principal adulții. Recomandarea mea este să încercați Gran Turismo pentru că din seria jocurilor și pentru că automobile. Pe un ton mai serios însă, consider că acest titlu este unul dintre cele mai bune jocuri din 2013 și unul dintre titlurile cele mai importante de pe PlayStation 3. Cu toate acestea, ca joc de sine stătător, mă simt nevoit să-i dau doar nota 8.